Omul cât trăiește, tot învață. Să vă spun ce am descoperit astăzi. Mă sunt minunat și eu n-am mai văzut până cum a ieșit. De 6 ani aici, n-am nimeni. Ia uite ce am aici. Ce sunt astea? Așa, să vă arăt acum. Ia, cine mai văzut așa ceva? Ce credeți că sunt? Ia să-mi zice bă, acolo. În două pungi. Că prima dată n-am știut ce și după aia mi-a zis oamenii ăia că sunt atât de bune astea să numesc aia un nume dubios. Nu știu, o să vă scriu acolo în comentariu, nu mai aduc aminte. Portocale pitice. Na. Și să mănânc așa, cum le vedeți. Stai că mi-am pregătit una aici, am spălat. Și mi-a zis doamna de acolo, de unde cumpăr eu fructe de timpul, din San Fernando, Mari. A zis, mi-a dat una acolo. Și a zis, mănâncă să vezi cum e. Înăuntru e așa un pic acrișoară, un pic amăruie. Și coaja asta e atât de dulce, după când se amestecă acolo așa gusturile. Mamă mie! Ce savoare are, doamne. Așa se mănâncă. Și am citit că conține mult mai multă vitamina C decât portocalele normale. Nu. Cât trăiești, tot înveți. Bună, mă. Și cachii am cumpărat. Și astea-s bune. Și acum e vremea lor că văd că tot aduc.